Hello! Astăzi vă voi arăta cum să faceți o salată de vară! Întâi de asta avem nevoie de un castron și un cuțit și mergem în grădină. Când ajungem în grădină, punem telefonul așa, ștem niște ceapă proaspătă. Sau o alegem mai frumușică, ce e rău aruncăm. Așa, curge mucul, dar e totul ok, așa trebuie. Acum mergem înapoi în casă. Acum spălăm ceapa. Punem ceapa pe fund și o tăiem. Prin magia montajului va fi gata tăiată. E tăiată. Și o punem în castron. Ups. După aia luăm roșii și un castravete și le tăiem. Așa, da. Și ingredientul secret este brânză. Și luăm brânza și așa cu mânuța o stricăm și o punem direct. Așa frumos. Vedeți? Și dă un contrast. E foarte frumos din punct de vedere pictural. După ce ați pus brânza sărată, da, punem niște ulei. Luăm uleiul, așa, îl deschidem și turnăm. Așa. Nu foarte mult, dar nici nu foarte puțin. Și nu mai sărăm, este la dispoziția oricăruia dintre dumneavoastră, dacă doriți sărați, dacă nu, la noi brânza e sărată și nu mai sărăm. Și amestecăm. Hai mănânc. Salată. E bună? Mm-hmm. Serios? Mm-hmm.